Șeful Poliției Române a ajuns în fața judecătorilor supremi ca martor însă. Inspectorul general Petre Tobă a fost citat să dea declarații în dosarul doctorului Șerban Brădișteanu, care este acuzat de favorizarea lui Adrian Năstase. Ionela Lucan, colega mea, este la Înalta Curte de Casație și Justiție și are detalii pentru noi. Bună ziua, Ionela! Se pare că nu reușim să stabilim o legătură directă acum cu colega mea Ionela Lucan. Ba da, colegii mei mă anunță că Ionela Lucan are informații pentru noi. Bună ziua, Ionela, bănuiesc că n-auzi. Vreau să te întreb ce a povestit chestorul șef despre noaptea aceea de 20 iunie 2012, când, ne amintim cu toții, fostul premier s-a împușcat în gât. Bun găsit, inspectorul general al Poliției Române, Petre Tobă, a spus astăzi în fața magistraților Curții Supreme că de la data la care Înalta Curte de Casație și Justiție a decis condamnarea lui Adrian Năstase la 2 ani de închisoare cu executare și până în momentul în care acesta a ajuns în penitenciar, subalternii săi au fost nevoiți să efectueze peste 100 de demersuri pentru ca mandatul de executare să poată fi pus în aplicare. A mai spus de asemenea șeful Poliției Române că a simțit o oarecare dificultate în a obține răspunsuri concrete de la medicii Spitalului Floreasca, mai precis că ai săi colegi au fost nevoiți să revină în anumite cazuri pentru a clarifica starea de sănătate a lui Adrian Năstase, dar și felul în care acesta poate sau nu să fie transferat la penitenciar. A refuzat însă să se pronunțe clar cu privire la acuzațiile din acest dosar. Ne referim, bineînțeles, la acuzația de favorizare a infractorului în ceea ce îl privește pe medicul Șerban Brădișteanu. Astăzi, în fața judecătorilor, a vorbit de asemenea și șeful clinicii de chirurgie plastică de la Spitalul Floreasca, profesorul Ioan Lascăr, care a spus că după aproximativ 3 sau 4 zile de când Adrian Năstase a fost operat după ce și-a provocat leziuni prin împușcare la nivelul gâtului, a considerat că el poate fi externat și mai apoi transferat la penitenciar, însă mai apoi a fost nevoie și de acordul Comitetului de Medici de la acest spital. Foarte interesante aceste declarații. Ionela, îți mulțumim pentru informații.